Și astăzi la Roata Provocărilor vine una dintre cele mai urmărite persoane din online românesc. E influencer, știe tot ce e legat de beauty și lifestyle, iar acum este aici să învârtă roata și să vedem ce provocări nimerește. Exact, da, iar da. Dacă nu execută corect, va bea câte un shot cu zeamă de lămâie. Este acum aici, sunt Ziana Negru. Yummy! Să fie un an minunat și pentru voi și pentru telespectatori. O să fie. Să dăm mâna cu mână spre canapeluță, cum s-ar zice. Ce faceți? Eu nu mai supor cu fetele astea care pleacă în vacanțe. Iar ce ți-am spus și pe pauză, ar trebui să fie interzise imagine cu tine din vacanță. Ai fost și tu. Asta am zis și eu. E, și ai văzut ce imagine am pus eu? Și ai fost și tu. Am fost și eu, da. Nu am zis nimic, am tăcut. Eram aici. Ai fost în Mexic, este? Am fost în Mexic. Am fost în Mexic. Este. Am fost și singur, am fost și cu prieteni. A fost una din destinațiile care mi-a... A fost peste așteptările mele. Prima oară în Mexic? Prima oară în Mexic. Nu, a doua oară în Mexic. Prima oară în Tulum. Unde cred că de acolo... Imaginile erau senzaționale, da. Adică n-am ce să comentez, pe mine mai convins, e pe listă, eu vreau să merg acolo. Ai fost, Adela? Nu. Nu, duceți-vă. Dar tu ai călătorit mult, adică poți spune că... Da, dar asta a fost un loc mai special, pentru că am intrat la voi în redacție, mirosea tămâie și m-a dus instant cu gândul acolo, pentru că e un loc magic, oamenii ăia dau... Eu nu sunt neapărat o persoană bisericoasă sau... Dar acolo sunt niște ritualuri care te fac să te conectezi foarte bine cu tine și să te gândești un pic mai mult la cine sunt eu ca om pe pământul ăsta. Ai avut timp de introspecție? Da. În perioada în care am stat singură și tocmai asta și recomandam persoanelor din comunitatea mea să-și facă timp să meargă singur pe cât posibil. Adică eu anul ăsta vreau să călătoresc mult singură. Ai și făcut asta, pentru cei care ne privesc, tu ai avut cumva vacanța împărțită. Exact. Ai fost cu gașca de prieteni câteva zile, apoi ai mers câteva, 3-4 zile singurică. Da. Și mă mai întâlneam cu români acolo, oameni pe care îi știam din București. Stai singură? De ce stai singură? Dar vină cu noi la masă, mănânci singură. E privită destul așa de sceptică treaba asta. Și am zis, credeți-mă, eu nu stau singură când n-am cu cine să stau. Eu vreau o alegere. Să stau singură. Da. Dar cum te-ai decis să faci lucrul ăsta? Adică care a fost punctul în care ai zis, uite, vreau să petrec timp cu mine și vreau să plec undeva departe, unde nu cunosc pe nimeni, că până la urmă te-ai dus undeva unde nu cunoști pe nimeni. La capătul lumii. Da. Treaba asta cu plecatul singură o am de foarte mult timp și am mai plecat, dar nu atât de departe. Însă acum, prietenii mei și-au dorit să stea mai mult în Mexico City și eu am zis, măi, eu vreau la plajă și la soare și vreau să stau cu burta în sus și să mă gândesc la univers. Și asta am făcut. Da. Și ce concluzii ți-ai tras? Adică ai avut așa niște că nu știu nimic. Nu știu nimic și că orice convingere pe care aș avea-o despre viață nu este adevărată sau la un moment dat se dovedește că nu e adevărată. Asta e cam cea mai onestă... Nu, e un răspuns. Și cred că asta este cea mai eliberatoare chestie pe care poți să o ai vis-a-vis de tine, vis-a-vis de oamenii din jurul tău, că nu știi și... Da. În mod normal ai spune, vreau să mă duc într-un loc să fiu singură și să citesc liniștită. Și vine altcineva și spune, băi, ideea este să nu faci nimic. Adică să poți să stai cu tine, fără să te sprijini în seriale, cărți și așa mai departe. Și dacă, spre exemplu, în Bali poți să mergi la un retreat, ce poți să faci în Tulum pentru asta? Păi, eu mi-am luat cărți la mine, fix în ideea în care voi sta și voi citi. N-am citit nici 3 pagini, cred că am citit în toată vacanța. Cei mai mulți oameni o să se ferească să stea singuri cu gândurile lor, că te auzi foarte tare, n-ai unde să scapi de tine. Dar mie mi-a adus o plăcere, nu știu, o împlinire să stau să mă ascult și să mă gândesc la treaba asta. N-am simțit nevoia de nicio distracție exterioară, știi? Adică n-am simțit nevoia să stau cu oameni, n-am simțit nevoia să mă duc să mă leg de un grup sau, nu știu, să... E seara, să cunoști pe cineva sau să vrei să cunoști pe cineva? Nu, deloc. Evident că în toate resorturile astea sunt foarte mulți oameni care mai vin singuri și vin și străini, americani, tot felul. O vin și te abordează, hai să... Hai să bem un shot. Se întâmplă natural. Exact. Și evident, nu vreau să fiu o sălbatică, nu zic că nu trebuie să vorbești cu oamenii, dar n-am căutat și nu mi-am dorit deloc treaba asta. A fost pentru tine, așa? Exact. Efectiv. Exact. Deci reîntâlnirea asta cu tine a fost una bună. Ai primit niște răspunsuri. Nu știu dacă a fost o reîntâlnire, că...
cred că stau destul de bine la capitolul eu cu mine în singurătate, singură. Dar să ne înțelegem, nu vreau să se ducă într-o zonă în care îmi place foarte mult să stau singură. Nu. În niciun caz, că am jobul pe care l-am și știm foarte bine și voi știți bine că suntem întotdeauna înconjurate de oameni și e o gălăgie constantă în jur. Și atunci, măcar din când în când, o dată pe an sau de două ori, să poți să faci. Știi că real eu cred că sunt foarte mulți oameni care și-ar dori să facă asta, nici măcar n-au curajul să verbalizeze. Exact. Mm-hmm. Și de fapt viața lor nu le mai permite să-și ia câteva zile singuri. Așadar, mie mi se pare o treabă foarte bună pe care ai făcut-o și sunt convinsă că ești și pregătită pentru următoarea rubrică, Ciucă, te rog. Bineînțeles. Se numește Roata Provocărilor și dacă tu ai ajuns să fii atât de onestă cu tine și cu ceea ce simți tu, sunt absolut convinsă că ne vei răspunde la întrebările. Sunt întrebări. Puțin liberate, să spunem. Sunt întrebări sau provocări? Sunt provocări. Provocări. Ceva provocări. Ce trebuie să fac. Fii atent. Dacă alegi să nu faci, trebuie să bei un shot cu lămâie. Bine. Acum n-a. Să nu ai progastrită sau ceva, da? Vedem. Sper că n-ai progastrită sau ceva. Bun. Uite, fii atent. Mă duc pe partea cealaltă. Mergi tu pe partea cealaltă. Așa. Deci fii atent, e norocul tău, roata ta, cum ar veni, provocările tale. Mi-a făcut mâna mea cum ar veni. Se face cu mâna ta. Bun. Deci învârte și unde se oprește acolo. Acolo ne oprim. Stai să văd ce culoare să apuc să învârt. Hai, manifestă o culoare. Da. Opa! Albastru. Măi, cum se scoate, bine. Măi? Măi, așa, da? E lipit. Scuzați aici. Mama mia! E la alba de la gata, greșit. Îmi pare rău. Gata, e bine așa? Nu, e bine. Ai citesc eu provocarea sau citește ea? Hai, citește tu, te rog. Eu o citesc să ascult ca să mă concentrez. Să mai câștig niște timp. Concentrează-te puțin. Recită versurile poeziei având starea de depresie. Și acum ai tu nevoie, adică trebuie să citești tu. Deci ești în depresie, da? Muzica, vă rog, ceva trist. De depresie. La care am rămut? Acolo? He. Am o cană cu loptic. Pentru cel mai mic, pitic. Cum piticul nu e acasă, am să las cana pe masă. Oh. Cine bea acum lăpticul? Oh. Cățelușul okay, sau piticul? E ok. O să fie bine. Ba mai bine îl bea fetița. Oh. Că a deschis deja gurița. Aoleu, ce-am făcut! Vai. Am terminat! Da, bravo, te-ai descurcat foarte bine. Hai, mai dă o dată și acum alegi tu plicul. Da, stai să învârtă. Hai, învârte, Sânziana, încă o dată. N-am terminat? Nu, am scăpat cu brio. Hai pe roz. Pe roz. Pe alb, e vorba aia. N-a fost să fie. Hai să vedem. Așa, uite, Adina, cum mai bine. Am învățat de la tine. Alege să dansezi timp de 30 de secunde unul dintre următoarele stiluri: Bollywood sau twerk. Hai, fă F9, o bucurie. Ținuta e perfectă. Dacă nu, nu de Bollywood, să știi, atâta. Și dacă ai și o melodie preferată, te rog să n-am, dar păi stați, deci trebuie să aleg întâi stilul. Da. Eu știu, adică Bollywood. Eu aș merge pe twerk 100%. Puteți să-mi arătați cum se face? Nu, aici e la liberă interpretare. Da, e această mișcare de bazin. Dacă mă decid pentru un stil, putem să-l facem toate trei? Că mi se pare o combinație foarte bună. Faci tu provocarea și apoi... Nu te lăsăm singură, îți dai seama. Da, prima dată tu trebuie să execuți provocarea. Da. Nu, e deja câștigat-o, deci trebuie să faci și tu. Deci facem împreună. Așa e regulă. Bine, twerk toate trei. Recomanzi tu o melodie? That's my best friend. That's my best friend. 30 de secunde mi se pare o provocare în sine. Lasă, că are deja pregătit. Scuze. Sunteți pregătite? Da, sigur. Veniți lângă mine. Deja, Alina? Da, nu mai te lasă, trebuie să faci provocarea. Bă, eu am început, vă rog mult, sau n-am început? Haideți, Sânziana, așa,
Foarte bine, foarte bine. Asta e. Gata, 30 de secunde. Am făcut. Am bine. N-am vrut deloc să bea lămâie. N-am vrut. Am făcut de frumos. Lămâie. Hai repede încă o provocare. Haide. Fetele hai pe dans. Hai că acum te-ai încălzit, e perfect. La, suntem. Haide. Și noi cu tine. Ia. No, mai dă o dată. Sau dacă mai vrei să mai faci tu orică o dată... Sau Bollywood, tura sau asta. Sau da. Ia. Nu, nu mă, nu se poate. Înseamnă că nu mai vrea. Hai, treia. Hai, ba vrea, ba vrea. Hai, dă-mi gloria, așa, fără să mă fi făcut de râs. Ba vrea. Vrei să-ți arăt eu cum învârte Cătălin roata? El stătea în spate, acolo și punea un deget. Băi, nu se poate, mă, stai, că dau eu, bă, alo. Înseamnă că e ceva rău ce urmează și nu trebuie să fac. Mai dă o dată, Suziana, mai dă o dată. Mai dă o dată. Păi și ce făcea? Wow! Vezi că s-a oprit la roz. Și ai cerut roz mai devreme. Da, exact, ai cerut roz, roz ai primit. E un semn ăsta, chiar e un semn. Asta că pe partea asta, mă scuze. Foarte finuț în... S-a rupt asta, roata toată. Da, e... Vorba aia. Da. Chiar da. Zine. Deci este foarte tare asta. Citești tu sau citești? Hai, citește tu. Trimite următorul mesaj Laurei Giurcanu. Da, acum ia telefonul. Telefonul. Trebuie telefonul. Deci cu Laura așa, urmează să plec. Nu pot să cred. Fii atentă. Repede. Poftim. Pentru că avem nevoie și de un răspuns. Deci tu îi scrii exact așa, eu vă confirm dacă scrie sau nu. Pe WhatsApp. Zici așa. Laura, așa, Tsuli, e Laura. Tsuli, da. Îmi dai banii ăia odată? Semnul întrebării. Așa. Am pus două semne de întrebare. Foarte bine. Am nevoie de ei. Dă-i. Da, dă-i. Gata. Am dat. Și acum trebuie să ne arăți răspunsul. Fii atent aici. A văzut? Da, online, stați. Nu, eu cred că șterge, scrie. Nu, scrie, șterge. Și răspunsul este zi. Zi, care? Care fei? Adu-mi aminte să nu te las te vreodată mesajele mele, te rog eu. Aia mă. Da. Ia stai, că e înceață. Da, exact. Aia mult. Ia, scrie. Suli, scrie. Laura în Bali, să ținem cont. Laura în Bali. Cred că ea ți-a cerut ție. Mi-a trimis o poză cu ea. Ce drăguț. Asta e șantaj emoțional. Deci pe ea. Ocupăm și chiar urma să zic, următoarea plecare este cu Laura Giurcanu într-o vacanță pentru că am pierdut un pariu. Pariul era așa, vorbeam despre Vocea României și Laura zicea, păi da, atunci când era Andra în juriu și zic, Andra n-a fost în juriu niciodată la Vocea României. Ba da, m-a fost la început a fost, zic, nu, Laura, Andra a fost doar la România au talent. Punem pariu că a fost, punem pariu. Pe ce? Cine pierde, cumpără celelalte o vacanță la căldură. Și a pierdut. Ce pariu se fac aici? Și unde o trimiți? Unde mergeți? Nu știu, trebuie să mă hotărăsc eu unde mergem, dar probabil se va întâmpla. Dar aveți limită de zile, 2-3 zile sau să fie o vacanță mai lungă? Nu, vrem o vacanță de vreo săptămână, 8 zile, 10. Și ai că trebuie să ai așa în gând ceva. Păi, noi am fost în Maldive anul trecut împreună. Voi două. Cu Alexia. Și ne gândeam poate tot Maldive, poate Seychelles, poate... Frumos. Nu știu. Da. Nu știm încă, trebuie să mă sfătuiesc cu... Eu ce? Ai niște treabă aici, nu? Da. Eu mai stau. Mulțumim foarte mult, mulțumesc. Ai fost foarte drăguță. Mulțumesc și baftă în continuare. Să fie, mulțumesc. Cătălin este un norocos cu voi două. Da, și îl pupăm, îl pupăm. Recuperare. Cât mai ușor. Cu mine nu zici nimic? Cu mine nu-i norocos? Păi cu tine tot timpul. Cu tine mă văd în spate, imediat după și mai vă consumat. Da. Vreau să spun că în continuare contul tău de Instagram este ceva. Este ceva incredibil așa. Ai un content absolut superb. Cei care vor să evadeze așa din cotidian să intre pe conturile tale sociale. Mulțumesc tare. Să vadă ceva creativ și frumos. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult.